prepare to break the silence. I'll be out in the sunshine. Salut! Numele meu este Narcis Teodorescu și bine ați venit pe canalul nostru de YouTube, Școala de Trading. Haideți să vedem ce surpriză frumoasă a făcut Bitcoin-ul. Păi, vă spuneam eu de ieri că ar trebui să închidem lumânarea pe daily peste 21.881. Nu numai că a rupt rezistența aceasta, chiar a mers și a testat 22.500. Da? Ba chiar am avut un spike undeva până la 22.600. Da? În momentul de față, pe daily, avem o imbalanță. Haideți să vedem. Exact între... Da? Avem o imbalanță, fiindcă imbalanța deja a fost mitigată. Da? Asta e și motivul pentru care spuneam că o să mergem să testăm această rezistență. Bun? Acum, ca și next target, avem un order block la 25.000, zona de 25.000. Este posibil ca de aici, da, să avem un pullback. Haideți să mergem pe 4 ore să ne uităm. Da. Cât de curând este posibil să avem o retragere. Și haideți să vedem până unde a trebuit să ne oprim. În momentul când o să rupem 22.227, retragerea noastră, adică corecția, ar trebui să o ducă până la 20.500 sau putem să ne oprim și mai jos. Ia stați un pic. Sau e posibil să facem altceva. Suportul, practic suportul nostru o să devină cam aici. Bine, poate să fie și aici. Undeva la 21.778. E posibil până aici să mergem, să creăm un higher low, fiindcă observați, deja am creat un higher high, da? Practic trendul nostru s-a întors și am creat un higher high, higher low, urmează și apoi încă un higher high, da? E posibil ca astăzi să urmeze o mică corecție, dar probabilitatea este mică, da? Dar totuși trebuie să avem în calcul acest aspect, da? Dacă rupe, facem altfel. Dacă avem o lumânare pe 4 ori închisă sub 22.231, sunt șanse foarte mari să avem o corecție, da? Dacă nu avem nicio lumânare închisă sub, eu cred că mergem mai departe spre zona de 25.000. În principiu, cam da, zona de 25.000. Asta trebuie să facă undeva la 24.700. Da? Și de acolo o să vedem ce facem. Vă tot povesteam eu de acum ceva săptămâni bune că targetul nostru este 30.000. Da? Eu tot cred, da? Foarte mulți n-ați crezut sau nu credeți că o să ajung acolo, eu tot cred că sunt șanse foarte mari să ajungem acolo și de acolo să alegem fie să mergem mai departe, fie să mai avem încă o corecție. Probabilitatea mai mare este să mai urmeze încă o corecție. O corecție, adică să mai testăm iarăși zona de 20.000 sau să rupem 30.000. Astea două scenarii sunt. De ce? Fiindcă în primul scenariu vă spuneam că mergem la 30.000 și apoi ne întoarcem la 20.000, dar atâta timp cât nu am plecat din prima la 30.000 și apoi să ne întoarcem la 20.000 și mai întâi ne-am dus la 25 și apoi la 20, e posibil că acum să rupem direct 30-ul, să luăm suport să mergem mai departe. Da? E posibil. Sau, dacă nu, să mergem să testăm 30.000, să creăm un suport
la 25.000, să ne întoarcem la 25.000 și apoi să rupem 30.000. Sau să creăm volum în această zonă de 25-30.000 și apoi să pleci. Da? Scenariul ăsta cred că e mai plauzibil. Da? Tocmai de asta fiți precauți. Mereu trebuia să intrați cu DCA, adică dacă aveați 10.000 nu să așteptați să intrați la 12.000 sau la 13.000, că poate nu mai ajunge acolo niciodată. Dar sunt foarte mulți oameni care știu dinainte ce o să întâmple, așa că mergeți pe mâna voastră, cel mai bine. Da? Sau faceți ce simțiți. Da? Până la urmă despre asta e vorba în trading, să faci ceea ce simți sau ce crezi tu că e bine. Eu personal am înțeles cum stau lucrurile și scopul este tot timpul să faci profit indiferent cum și când, dar lucrul ăsta nu poți să-l faci decât cu un plan foarte bine pus la punct, cu o disciplină foarte bună, da? Adică să respecti tot ceea ce scrie acolo pe plan și multă răbdare și credință. În principiu cam atât. Noi și pe canalul de Discord zi de zi reușim să facem profituri fantastice pentru un om de rând, da? Deci, zi de zi, cu ajutorul lui Dumnezeu, chiar facem niște profituri fantastice. Da? Bun, în principiu cam atât. Vreau să vă doresc o zi minunată. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să-mi dați un like, un subscribe, un coment, dacă vreți să mă întrebați ceva, oricând vă ajut cu drag. Vă doresc o zi minunată, baftă și Doamne ajută!